V-ați întrebat vreodată câți bani consumă într-un an toate structurile administrativ-teritoriale din Sălaș? E bine, datele ANAF-ului arată că veniturile comunelor, orașelor, municipiului și județului adunate erau în valoare de 848.644.000 de lei noi în anul 2015. Conform datelor centralizate de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj, privind execuția bugetelor componente ale bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale din județul Sălaj pentru anul 2015, veniturile declarate la bugetele comunelor, orașelor, municipiului Zalău și al județului Sălaj împreună erau de 848.644.000 de lei. În anul 2015, din veniturile declarate s-au cheltuit 767.862.000 de lei, rămânând un excedent de 80.782.000 de lei. Cifrele sunt publicate în ultimul raport al Curții de Conturi. Camera de Conturi Sălaj arată că exercițiul bugetar al anului 2015 pentru categoriile de bugete componente s-a încheiat cu excedent bugetar de 80.782.000 de lei pentru bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiului Zalău și județul Sălaj buget propriu. Și excedent bugetar de 367.000 de lei pentru bugetele instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii. Comparativ cu 2014, în 2015 au crescut veniturile cu 184.461 de lei, respectiv 127,8%, iar la cheltuieli cu 122.690 de lei, respectiv 119,1%. În ceea ce privește gradul de colectare la nivel de Sălaj, cel mai bine stă Zalăul. Veniturile totale încasate față de prevederile definitive pe total unități administrativ-teritoriale din județul Sălaj au un grad de realizare de 93,8%, înregistrând un grad mai mare decât media pe județ, UAT-urile, municipiul Zalău de 103,6% și orașele de 96,8%. Cheltuielile totale, plățile raportate la prevederile definitive au fost realizate pe ansamblul UAT-urilor din județul Sălaj în procent de 79%, înregistrând un grad mai mare decât media pe județ, UAT-urile, unitatea administrativ-teritorială județeană Sălaj de 80,2%, municipiul Zalău de 87,7%, orașele de 89,9%.